Eveniment emoționant, am fost să plantați acest copac alături de cei mai mari spunii. Într-adevăr, un eveniment foarte frumos. Ne bucurăm, în primul rând, că ne-am revăzut cu toți marii campioni ai României. Sper din tot sufletul, peste încă 100 de ani, să vină și cei tineri să din nou să planteze și să ne întâlnim de mai multe ori în aceeași formulă, atât cât se mai poate. Pentru tine cum a fost emoționat de revers cu colegii de generație, cu toți medaliați? Întotdeauna o revedere cu cei mai mari sportivi ai României cred că ar emoționa pe oricine, chiar dacă și noi facem parte din acea familie, bineînțeles că de fiecare dată ne face mare plăcere să ne întâlnim cu colegii noștri, mai născuți mai devreme și puțin mai târziu decât noi, și sperăm că acest gen de evenimente să se înmulțească, pentru că e o mare plăcere să ne mai întâlnim din când în când. Pentru cei care sunt mai în vârstă, i-am văzut că sunt foarte, foarte emoționați și pentru ei contează poate mai mult decât pentru noi. Crezi că, nu știu, pentru tine ar fi ceva interesant să-ți aduci la o plimbare copilul prin parc să-i arăți? Cu siguranță o să trec pe aici împreună cu copiii. De ce nu chiar să udăm brăduțul pe care l-am plantat? M-ar fi interesant. Cum vedeți viitorul canotajului? E unul dintre sporturile care încă se mențin ștacheta sus. Eu sper că în curând vom scăpa de acest cuvânt încă și să revină totul la normal, cum se întâmplau și în anii trecuți, la olimpiadele trecute, când România era pe podium, nu numai la canotaj, la foarte multe discipline sportive. Sperăm că acest cuvânt încă să nu-l mai auzim, dar canotajul este o putere și va rămâne, sper eu, o putere și pe viitor. Pentru că avem generații foarte bune care demonstrează, tineri ambițioși, frumoși, cu dorință, cu o mentalitate de învingători, și cred că drumul deja este pavat așa către podiumul olimpic. O parte din aceștia putea face acel pas decisiv spre medalia olimpică, e totuși un pas. Cu siguranță, să nu uităm că în acest an, la campionatele mondiale și europene, cred că 90% dintre cei medaliați au fost foarte tineri. Sigur se vor regăsi și pe podiumul olimpic. Colegii noștri mai tineri, sportivii de astăzi, au o dorință foarte mare, au o mentalitate bună și toți, eu cred că fiecare dintre cei care astăzi se antrenează pentru Jocurile Olimpice, dacă este antrenat, asta își dorește, podiumul olimpic.